Luna octombrie, ziua întâi, cuvânt la acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu. În vremurile cumplite, cele mai de pe urmă, când s-au înmulțit păcatele noastre, s-au înmulțit și primejdiile asupra noastră, încât s-au împlinit cuvintele Sfântului Pavel care zicea, primejdii de la tâlhari, primejdii de la rudenii, primejdii de la neamuri, primejdii în cetăți, primejdii în pustiuri, primejdii pe mare, primejdii între frații cei mincinoși, 2 Corinteni 11:26. Când și cuvintele Domnului însuși s-au împlinit, că se va scula neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri, când ne supără pe noi năvălirile celor de alt neam, războaiele cele dintre noi și rănile cele purtătoare de moarte, atunci preacurata și prea binecuvântata Fecioară Maria, Maica Domnului, ne dă nouă acoperământul său spre apărare, ca din toate primejdiile să ne scape pe noi, să ne apere de foamete, de ciumă și de cutremur, să ne acopere de războaie și de răni și să ne păzească pe noi nevătămați sub acoperământul său. Despre acest lucru s-a făcut încredințare în Constantinopol, în împărăția lui Leon cel Înțelept, împăratul cel drept credincios, într-o preaslăvită biserică a preasfintei născătoare de Dumnezeu, cea din Vlaherne, unde, săvârșindu-se cântarea cea de toată noaptea, într-o zi de duminică, în luna octombrie, ziua întâi, fiind de față și mulțimea poporului la ceasul al patrulea din noapte, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și-a ridicat ochii săi și a văzut-o pe împărăteasa cerului, pe acoperitoarea toată lumea, pe preasfânta Fecioară născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se, strălucind cu lumină ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul său omofor, pe care, văzându-o Sfântul Andrei, a zis către ucenicul său, fericitul Epifanie, oare vezi, frate, pe împărăteasa și doamna tuturor care se roagă pentru toată lumea? Iar el a răspuns, o văd, Sfinte Părinte, și mă înspăimântez. Precum oare când Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, a văzut pe cer un semn mare, o femeie îmbrăcată cu soarele, așa și Sfântul Andrei în biserica Vlahernei, cea asemenea cerului, a văzut-o pe mireasa cea fără de mire îmbrăcată în porfiră ca soarele, semnul cel văzut de Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, preînchipuia pe acoperitoarea noastră, cea prea milostivă, care s-a arătat în acea vreme când se făcea risipirea întregii făpturi. Se făcure, zice, fulgere și glasuri și tunete și cutremuri și grindină mare, și un semn mare s-a arătat pe cer, o femeie îmbrăcată cu soarele. Deci, pentru ce semnul acela care înainte închipuia pe preacurata Fecioară Maria nu se arăta mai înainte de fulgere, de tunete, de vuiete, de cutremuri și de grindină, când încă toate stihiile erau în pace, ci chiar în tulburarea cea înfricoșată a cerului și a pământului? Pentru ca să se arate ca acoperirea noastră cea prea bună chiar în vremea cea rea, când năvălește nevoia asupra noastră, atunci vine în ajutorul nostru și ne acoperă de fulgerele amăgitoarei deșertăciuni lumești, care nu strălucesc îndelung, de glasurile mândriei vieții și de cele ale slavei deșarte, de tunetele năpădirii năpraznice a vrăjmașului, de cutremurul patimilor și de grindina pedepsei celei ce năpădește de sus asupra noastră pentru păcate. Căci atunci când toate aceste primejdii ne supără îndată, ca un semn mare se arată ajutătoarea cea grabnică a neamului creștinesc, păzindu-ne și acoperindu-ne pe noi prin folosirea cea nevăzută. Acesta este semnul pe care l-a dat Domnul celor ce se tem de el, pentru ca ei să fugă de la fața arcului, căci în lumea aceasta suntem puși ca un semn spre săgetare, și zboară asupra noastră săgețile din toate părțile, unele din arcul vrăjmașilor celor văzuți, care își încordează arcurile asupra noastră și se laudă într-o mândria lor, iar altele din arcurile vrăjmașilor nevăzuți, încât noi ne jelim așa, nu putem să suferim săgetăturile diavolești. Iar altele vin de la firea care se luptă asupra Duhului, iar altele de la arcul mâniei și îngrozirii celei drepte a lui Dumnezeu, de care zice David, de nu vă veți întoarce sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Cu toate săgețile acelea, ca să nu fim răniți de moarte, ni s-a dat nou acest semn,
ca să fugim din fața arcului, adică a acoperământul preacuratei și prea binecuvântatei Fecioare, cu al cărei acoperământ apărându-ne, ca și cu o pavăză ne ferim nevătămați de săgetări. Căci această apărătoare a noastră are 1000 de paveze spre apărarea noastră, precum grăiește către dânsa Duhul Sfânt. Ca turnul lui David, grumajii tăi, 1000 de paveze spânzură pe dânsul toate săgețile celor potrivnici. A zidit oarecând David un turn al său prea frumos și prea înalt între Sionul, cel ce stă pe muntele înalt, și între Ierusalim, cel pus mai jos și l-a numit Fica Sionului. Și era turnul acela între dânsii ca grumazul între trup și cap, căci cu înălțimea sa întrecea Ierusalimul și ajungea Sionul. Iar pe turnul acela erau atârnate pavezele și toate armele cele de război pentru apărarea Ierusalimului. Deci aseamănă Duhul Sfânt pe preacurata Fecioară cu turnul lui David, căci aceasta, fiind fica lui David, mijlocește între Hristos, capul bisericii, și între credincioși, care sunt trupul bisericii lui, întrecând biserica ca ceea ce este cu adevărat mai înaltă decât toți, iar pe Hristos ajungându-l ca ceea care i-a dat trup. Mijlocește și acum, când a stat în văzduh între cer și pământ, între Dumnezeu și între oameni, între puitorul de nevoință Hristos și biserica cea care se luptă, ca turnul lui David cel plin de pavezele celor tari între Sion și între Ierusalim. Iar paveze sunt rugăciunile ei pentru noi, cele întru tot puternice către Dumnezeu, care s-au auzit de cei vrednici în vremea cinstitului ei acoperământ, pentru că se ruga cu umilință ca o maică către Fiul și Făcătorul Său, grăind cuvinte de rugăciune milostivitoare și de îndurare și zicând, Împărate Ceresc, primește pe tot omul, Cel ce te slăvește pe tine și cheamă în tot locul preasânt numele tău și unde se face pomenirea numelui tău, pe acel loc îl sfințește și preamărește pe cei ce te proslăvesc pe tine. Iar celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, primește-le toate rugăciunile și făgăduințele și îi izbăvește din toate nevoile și răutățile. Oare astfel de rugăciune ale ei nu sunt paveze care apără biserica luptătoare? Cu adevărat sunt paveze nebiruite cu care vom putea să stingem toate săgețile cele aprinse. Sfântul Ambrozie zice despre turnul lui David că pentru două pricini era zidit, spre apărarea cetății și pentru împodobirea ei. Zice el, a zidit David un turn care să fie spre apărare și spre înfrumusețarea cetății, spre apărare, că de departe privește pe vrăjmașul și îl izgonește pe el de la cetate, iar spre înfrumusețare, că pe toate zidirile cele înalte ale Ierusalimului le întrecea cu înălțimea sa. De aceea nu în zadar s-a asemănat cu turnul acela acoperitoarea noastră, care ne este nouă turn de tărie în fața vrăjmașului, căci cu adevărat ne apără pe noi și ne împodobește. Ne apără când pe vrăjmașii noștri, cei văzuți și nevăzuți, îi izgonește de la noi departe, când pe cei robiți îi slobozește din legături, când pe cei chinuiți de duhuri necurate îi slăvește, când pe cei mâhniți îi mângâie, când pe cei năpăstuiți îi apără, pe cei flămânzi îi hrănește, când celor înviforați adăpostire se face și pe bolnavii cercetează și ne împodobește pe noi, acoperind înaintea lui Dumnezeu goliciunea cea de rușine a sufletului nostru, iar cu slujirile sale prea înalte, ca și cu niște prea scumpe podoabe și cu prea multe daruri, ca și cu niște nesecate vistierii, împlinind lipsa noastră, ne face bine primiți înaintea ochilor Domnului. Ea ne împodobește când pe cei ce nu au îmbrăcăminte de nuntă îi îmbracă cu haina sa și ne face ca și cum nu s-ar vedea de ochiul cel atot văzător rușina goliciunii noastre sufletești, lucru care se închipuia din început în pământul cel nevăzut și neîmpodobit, acoperit atunci de ape. Căci pământul cel deșert și neîmpodobit era chipul sufletului celui păcătos, care și-a pierdut duhovnicească sa frumusețe și s-a făcut deșert de lucruri bune și străin de darul lui Dumnezeu, iar apele care acopereau pământul cel neînfrumusețat înainte au închipuit milostivirea preasfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu ca pe o mare nesecată și ca niște râuri ce cu nelipsire spre toți se revarsă și pe toți acoperă.
Și când Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, la fel se purta și pe deasupra pământului celui neînfrumusețat și acoperit de ape, ca și cum, nevăzând lipsa lui de frumusețe, tăinuit închipuia pe aceea că sufletul cel acoperit prin milostivul acoperământ al Fecioarei Născătoare de Dumnezeu, chiar dacă ar fi și neînfrumusețat, nu se va păgubi de darul Duhului Sfânt. Căci acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu va acoperi lipsa lui de frumusețe ca o apă pe pământul cel neînfrumusețat și cu bună podoaba darului său îl va înfrumuseța și pe Sfântul Duh îl va atrage la dânsul. Ne înfrumusețează pe noi Preacurata Fecioară când pe cei păcătoși îi face drepți și pe cei necurați îi face curați, fericitul Anastasie Sinaitu grăind pentru dânsa așa. Pe magii săvârșește apostoli și pe vameși evangheliști, iar pe desrenate mai cinstite decât pe fecioarele face. Așa pe Maria Egipteanca, care a fost oarecând desrenată, a făcut-o acum mai cinstită decât pe multe fecioare, și cea care mai înainte era întunecată și necurată, acum ca soarele strălucește în împărăția lui Hristos, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care tuturor celor ce aleargă la dânsa le este acoperământ și înfrumusețare. Ea împodovește și pe tot Ierusalimul duhovnicesc, adică pe Biserica lui Hristos, care cântă astfel către dânsa în praznicul acesta de acum. O, ce minunată înfrumusețare a tuturor credincioșilor ești, împlinirea prorocilor, slava apostolilor și podoaba mucenicilor, lauda fecioriei și prea minunatul acoperământ a toată lumea. Pe turnul lui David, împreună cu pavezele, erau toate săgețile celor puternici. Și acest însuflețit turn, Preacurata Fecioară Maria, are lângă sine săgețile celor puternici, adică rugăciunile sfinților, celor ce se roagă împreună cu dânsa. Căci nu singură s-a arătat în biserică stând în văzduh, ci cu oștile îngerești și cu mulțime de sfinți, care în haine albe stăteau împrejurul ei cu cucernicie. Rugăciunile cele către Dumnezeu ale tuturor sfinților acelora sunt ca săgețile celor puternici, care pot să gonească toate taberele vrăjmașului. Știe Doamna cea prea curată, Născătoare de Dumnezeu, că război este viața noastră pe pământ, căci vrăjmașul se războiește asupra noastră cu toate puterile sale, pornind împotriva noastră taberele sale și înconjurându-ne pe noi cu toate legiunile sale. Înconjuratu-ne-o pe noi câini mulți, adunarea celor viclene a cuprins, deschis-o asupra noastră gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Pentru aceea cerească împărăteasă, vrând să ne ajute, a pornit asupra vrăjmașului nostru toate cereștile puteri, a chemat pe proroci, pe apostoli, a adunat pe mucenici, pe feciorelnici, pe cuvioși, pe drepți și cu aceștia a venit să ne ajute nouă și să se așeze împrejurul nostru ca să ne dea nouă biruință asupra vrăjmașilor. Căci prin trânsa se ridică biruințele, prin trânsa cad vrăjmașii, a venit cu oștile îngerești că este mai înainte văzută de Iacov ca o scară pe care mulțimea îngerească o înconjoară. Pomenind aici de scara lui Iacov, poate să se întrebe cineva, pentru ce îngerii pe dânsa nu aveau odihnă, ci neîncetat se urcau și se coborau, iar înțelegând că scara aceea era înainte închipuirea Fecioarei Maria, după cuvântul cel bisericesc către dânsa, bucură-te, podul cel ce duci la ceruri și scara cea înaltă pe care a văzut-o Iacov, va ști pentru ce nu au odihnă pe scară îngerii. Că cea într-o rugăciune neadormită Născătoare de Dumnezeu poruncește îngerilor ca împreună cu dânsa neîncetat să ajute oamenilor și suindu-se să înalțe la Dumnezeu rugăciunile celor ce se roagă, iar pogorându-se să aducă de la Dumnezeu oamenilor ajutor și daruri. Această scară și acum a pogorât cu sine din cer mulțimea îngerilor, adunându-ne nouă de sus acoperire și apărare. A venit cu îngerii ca îngerilor săi să le poruncească să ne păzească pe noi în toate căile noastre. Și pe soborul tuturor sfinților l-a adus cu sine, ca făcând pentru noi sobornicească rugăciune, pe ale noastre păcătoase rugăciuni sobornicește să le aducă la Fiul Său și Dumnezeul nostru. Între toți sfinții cei ce s-au arătat în biserică cu Preacurata Fecioară, doi erau mai aleși.
Sfântul Ioan înainte mergătorul, altul mai mare decât el nu a fost între cei născuți din femeie, și Sfântul Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, pe care îl iubea Iisus și care s-a rezemat de pieptul lui. Pe amândoi aceștia, rugătoarea noastră Fecioară Maria i-a pornit cu sine la rugăciunea cea pentru noi, ca pe cei ce au multă îndrăzneală către Dumnezeu, ca prin ajutorul lor să plece mai degrabă pe Dumnezeu spre milă, pentru că mult poate rugăciunea ajutorându-se. Și a stat Preacurata Fecioară între acești sfinți, precum chivotul între doi heruvimi, precum scaunul Domnului Savaot între serafim, precum Moise cu mâinile întinse între Aron și Or, iar amalicul iadului cade cu toată stăpânirea și puterea sa cea întunecată. Deci să prăznuim acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, aducându-ne aminte de acea preamărită arătare a ei care a fost în Biserica Vlahernei, fiind văzută de Sfântul Andrei și de Epifanie. Să prăznuim mulțumind acoperitoarei noastre pentru această prea mare milostenie arătată spre neamul creștinesc și cu din adinsul să o rugăm pe ea, acum și întotdeauna cu milostivire, să ne acopere pe noi, cei care avem nevoie de acoperământul ei, de vreme ce fără acoperământul și sprijinul ei, nouă celor ce întotdeauna mâniem pe Dumnezeu nu ne este cu putință a trăi. Pentru că mult greșind cădem sub multe certări, după cum zice Sfânta Scriptură, multe sunt bătăile păcătosului. Și acum am fi pierit pentru fără de legile noastre, de nu ne-ar fi acoperit pe noi prea milostiva stăpână, căci de nu ar fi stat înainte această folositoare rugându-se pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi dintr-o atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Ne sfătuiește prorocul Isaia, ascundeți-vă cât de puțin până ce va trece mânia Domnului. Dar unde vom putea să ne ascundem de mânia Domnului? Acoperământ, nu ne-am agonisit nicăieri ca să scăpăm noi pătimașii afară de al uneia stăpânei lumii, care pentru sine grăiește prin gura Duhului Sfânt. Eu ca negura am acoperit pământul. Deci sub acoperământul acesteia să ne ascundem, care acoperă tot pământul ca o negură. Dar o preacinstită Fecioară Născătoare de Dumnezeu, pentru ce te asemeni cu un lucru ca negura? Oare nu-ți sunt ție soarele, luna și stelele spre asemănare? Precum cu mirare s-a zis despre tine, cine este aceasta care se ivește ca o dimineață frumoasă ca luna, aleasă ca soarele? Iar negura ce fel de frumusețe are, că nu te scârbești a te asemăna ei? Negura, când pe pământ se înmulțește și-l acoperă, atunci toate fiarele scapă de vânători, pentru că nimeni nu le poate vâna. Aceasta este taina pentru care Preacurata Fecioară Maria s-a numit negură, pentru că ne acoperă pe noi de vânători, noi păcătoși și pentru neomenia noastră dobitoace și fiare suntem, după socoteala Sfântului Ioan Gură de Aur. Pântecelui îi plăcem ca urșii, pe trup îl îngreșăm ca și calul, ține minte răul ca și cămila, răpim ca lupii, ne mâniem ca șerpii, mușcăm ca scorpia, suntem viclen ca vulpea, otrava răutății purtăm ca vipera. Pe noi, care suntem astfel de fiare, ne ajung feluri de vânători, ne ajunge dreapta mânia lui Dumnezeu, izbândind toate meșteșugirile noastre cele rele. Dumnezeul izbândirilor, Domnul Dumnezeul izbândirilor, cu îndrăzneală a stătut. Ne ajung pe noi și fără de legile noastre, încât grăim fiecare. Apucatul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Ne apucă pe noi vrăjmașul cel nevăzut, făcutul sa ca un urs vânător, pândindu-mă pe mine ca leul în ascunzișuri. Ne apucă pe noi și vrăjmașul cel văzut. Zisa vrăjmașul, gonind voi prinde, ucide voi cu sabia mea, stăpâniva mâna mea. Dar să îndrăznim că avem negura cea gândită care ne acopere pe noi, pe Preasfânta Fecioară Maria, spre care să nădăjduim către dânsa să scăpăm sub acoperământul ei și niciun fir de păr din capul nostru nu va pieri, numai cu umilință către dânsa să strigăm zicând, acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău, că tu ești acoperirea noastră, Preasfântă Fecioară. În ziua răutăților noastre, acoperă-ne pe noi, toate zilele vieții noastre sunt rele, precum oarecând Iacov, cel din legea veche, a zis, puține și rele au fost zilele anilor vieții mele. Rele sunt zilele noastre în care vedem numai rele și singuri întrânsele multe răutăți facem, adunându-ne nouă mânie în ziua mâniei.
Deci în toate zilele noastre cele rele, o preasfântă Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, de al Tău milostiv acoperământ avem trebuință. Acoperă-ne pe noi în toate zilele noastre, dar mai ales în ziua cea rea, când sufletul se va despărți de trup, de față să stai nouă în ajutor și să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh și în ziua înfricoșatei judecăți, să ne aperi pe noi într-o ascunsul acoperământului Tău. Amin.